Și în mod deosebit faptele legate de păstrarea tradițiilor, populare, ale județului.
conservare acest ordin tradiției. Și anume, instituția fiind centrul de conservare și valorificare a tradiției și creației populare. Din Giurgiu. Aici ne aflăm și aici vom sta de vorbă cu fiind
activitatea nu desfășură, să spun așa, pe două paliere. Primul palier, cel de cercetare, conservare și promovare a culturii plăștene, iar cel de-al doilea palier fiind educația permanentă, prin cursurile pe care le oferim prin școala populară de arte și meserii. Să vorbesc puțin despre școala populară, pentru că avem și de cultura tradițională. În prezent avem 16 cercuri care sunt structurate pe mai multe arte, să spun. Muzicale, avem canto, muzică ușoară, dar și populară, facem pian, avem acordeon ca instrument tradițional, avem clasică vioară, avem arte coregrafice, respectiv dansul popular, artă teatrală, avem arte plastice și bineînțeles tradiționale. Cercurile acestor meșteșuguri sunt cercuri externe, pentru că avem meșteri populari care lucrează cu copii și existente la noi în zonă.
să spun unde orașul nostru, resursele fiind limitate. Limitate. Da. Cred că se cunoaște acest lucru, această contribuție a dumneavoastră.
parte la tua cultura tradizionale.
putem să renunțăm la tradiții. Sunt de acord că suntem într-o continuă transformare, într-o continuă dezvoltare. La nivel european suntem o globalizare. Bun.
școală de muzică, aveți posibilitate să formați, să cultivați această calitate pe care o are copilul dumneavoastră. Dacă vorbim de descoperirea
noi l-am numit festivaluri. Poate e propriu spus festival pentru cei necunoscători, dar n-am găsit o denumire și
la Sibiu într-o activitate mai amplă la nivel național. Tot așa ca rol de descoperire și de
din femei, unele sunt consecvente și sunt la fiecare ediție, altele gospodine venind așa mai nou în acest eveniment și după ce terminăm șezătoarea, următoarea întrebare este când ne întâlnim data viitoare. Este o mare plăcere acestor doamne să vină în cadrul șezătorii, să poarte portul popular, să stea de vorbă pentru că șezătoarea înainte cam asta avea ca și scop. Această
subiecte și sunt lucruri plăcut să știi că acolo se află o bucățică din istoria satului. Da. Și o bucățică de România. Și o bucățică de România. Da. O șezătoare foarte frumoasă să vă
au venit și pe biciclete.
iar Domnul i-a chemat la el. Iar cei tineri nu mai preiau. Instrument tradițional.
acum două săptămâni s-a întors cu trei copilași din nordul țării de la un concurs, unde au câștigat marele trofeu la mai
15-16 de ani. Anul trecut nu am mai venit, dar am avut în festival vreo 2 ani la rând și ne-am bucurat că au putut să se deplaseze și să ne arată pasul tradițional al călușului. Acum mai avem călușul de Slobozia pe care l-am descoperit acum vreo 2 ani.
aș dori să facem o defilare a portului popular. Foarte bine ar fi. Apoi un spectacol folcloric cu cântece și dansuri de vlașcă, unde toată lumea trebuie să poarte costumul tradițional, inclusiv angajații instituției. Toată lumea tradițională. De asemenea, ne-am gândit să organizăm o expoziție de costume tradiționale. Am luat deja legătura cu câteva persoane în
care dumneavoastră le-ați vizionat la nivelul județului Giurgiu. Vorbeam despre, ne spuneați despre unele festivaluri și
național. Cum ar fi festivalul pe marginea Dunării? Este un festival care am încercat și am început să reluăm internațional, prin care dorim să promovăm tinerii, nu zic tinerele, unde
personale, ne-am dus cu cămăși, ne-am dus cu ștergare, cu prosoape, cu obiecte din lemn confecționate de copii. Am avut standul nostru cu care ne-am și mândrit. Apoi am mai fost în Bulgaria de două ori invitat și am participat. Anul a fost într-un festival la care au participat 8 țări în Dures, în Albania. Și anul acesta o să ne deplasăm în Grecia.
la Festivalul Național pentru că unul din obiectivele noastre este și de promovare a tinerilor cu aceste obiceiuri. Chiar la sfârșitul săptămânii viitoare un ansamblu de copii de la noi, de la Centrul de Conservare va fi prezent la Vaslui la un festival internațional de folclor unde participă vreo 5 țări și apoi la Focșani într-un alt festival. Doamna director, ne-a spus atâtea lucruri frumoase încât v-aș ruga dacă s-ar putea să ne oferiți 24 de ore de filmare. Puteți? Festivalul județean
avem susținere materială și nu o spun de complezență. Pot spun că pe un factor concludent și chiar palpabil, astfel nu ne-am putea desfășura evenimentele, n-am putea să ne deplasăm în județ, n-am putea să susținem deplasarea copiilor la diferite festivaluri și concursuri pe plan național. Da. Da. Sigur. E neapărat necesar acest lucru. Probabil că puteți beneficia care contribuie din păcate astfel de evenimente necesită un efort material destul de mare și părinții suportă o parte din cheltuielile de taxe de participare, instituția a pus la dispoziție costumele populare și deplasarea contra valoarea deplasării la acele evenimente. Am avea de vorbit. Dar așa cum ați spus, o să vă lăsăm filmul să vorbească despre activitatea dumneavoastră. Eu doresc să vă mulțumesc dacă vezi dorii, munca dumneavoastră va fi reliefată de către postul de Giurgiu și cu altă ocazie. Chiar dacă
Grazie.